13 autovehicule noi necesare la întreținerea drumurilor au intrat în dotarea Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri, aflată în subordinea Consiliului Județean Dolj. Investiția reprezintă cel mai important demers derulat până acum pentru modernizarea parcului de utilaje al societății. Suntem aici pentru un eveniment deosebit de important din viața acestei societăți, de care noi am avut grijă în acești ani și nu ne-am bătut joc de ea, în sensul că au dispărut cam toate societățile de acest profil din jurul județului Dolj și, practic, în acest moment, această societate a noastră a devenit cea mai importantă societate, cred că, din această jumătate de țară. Anul 2019 a fost unul dintre cei mai buni ani pentru această societate, în care lucrează peste 200 de salariați, dacă nu chiar cel mai bun an din istoria lor. În fiecare an am încercat să reînnoim utilajele pe care le aveau. Acum vorbim de 13 utilaje noi care au fost achiziționate, care s-a investit o sumă de aproape 2,5 milioane de euro. Dacă mai punem la socoteală și alte utilaje care au fost cumpărate înainte, ajungem undeva la o sumă destul de mare și practic vorbim de 28 de utilaje pe care compania le are în acest moment și poate să acționeze la dezăpezire, alături de alte circa 85 de contracte care au fost încheiate cu cei care se află pe parcursul acestor 1100 de kilometri de drumuri și practic 46 de drumuri magistrale pe care le are județul Dolj. Nu zicem că în acest moment, dacă ninge așa, o să fie totul ca în palmă, dar cu siguranță o să fie mai bine. O să fie mai bine și datorită faptului că am mai tras niște învățăminte din anii trecuți și iată că anul acesta au peste 10.000 de metri pătrați de parazăpezi pe care nu le aveau în alți ani. Acum sunt puse, dar ne rugăm la Dumnezeu să avem o iarnă mediteraneană. Consiliul Județean Dolj are în administrare o rețea de drumuri în lungime totală de 1100 de kilometri. Dintre aceștia, 200 de kilometri vor fi modernizați grație unor finanțări nerambursabile. Județul Dolj are în derulare contracte de 140 de milioane de euro pentru reabilitarea a circa 200 de kilometri de drumuri și această preocupare a Consiliului Județean va continua și cu siguranță următorul exercițiu financiar ne vom preocupa în așa fel încât cât mai multe drumuri ale județului Dolj să fie reabilitate. Modernizarea parcului de utilaje al Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri a condus la o activitate mai eficientă, iar aceasta a dus mai departe la scăderea numărului de cetățeni care erau nemulțumiți de starea drumurilor județene. Suntem astăzi prezenți la Societatea noastră de Drumuri și Poduri și chiar este una dintre cele mai consistente și, dacă nu, chiar cea mai importantă perioada lor în ceea ce privește achiziția de utilaje noi. Am dorit și dorim în continuare ca administratorul drumurilor județene, care este SCRDP, să poată să-și desfășoare activitatea cât mai bine, să fim cât mai eficienți, să fim cât mai bine prezenți pe drumurile județene atunci când ninge, dar de asemenea și pe perioada din restul anului să avem reparații și întreținerea curentă a drumurilor să fie cât mai calitativă. Sperăm că să nu ne oprim aici și în viitor să accesăm și fonduri, să continuăm dotarea și, domnul președinte a spus bine, Doljul este printre puține județe care mai are o societate de drumuri și poduri. Cred că am făcut bine, a fost o decizie înțeleaptă că avem propria societate și cred că în continuare, dacă mergem pe același drum, se vor vedea și se văd și reparații și lucrări de calitate foarte bună și să știți că vin din 2016 eu pe acest segment, ca să spun așa, de la an la an numărul telefoanelor de cetățeni nemulțumiți că nu a fost dezăpezit un drum sau altul a scăzut și chiar nu o să ajungem la zero reclamații în ghilimele, dar s-a constatat pe zi ce trece o îmbunătățire. Noile utilaje aparțin unor mărci de prestigiu și vor putea fi folosite atât iarna cât și vara.
Avem o achiziție făcută pe parcursul unui an, sunt 13 utilaje. Aceste utilaje au în dotare echipamente care pot fi folosite atât iarna cât și vara. Ne-am gândit la să le folosim complex, adică să nu fie doar sezoniere. Și atunci, fiecare dintre ele este dotat cu lamă și sărăriță, fiecare dintre ele, după trecerea iernii, se pot demonta aceste echipamente și putem să facem lucrări de întreținere curentă pe timpul verii cu aceste utilaje. Utilajul regină din această achiziție este acel Unimog, care este creat special pentru întreținerea drumurilor. Are în dotare lamă care acționează în mai multe feluri, și în stânga și în dreapta, și sub formă de plug. Are o sărăriță care poate să împrăștie materiale de rapan și diverse alte tipuri de materiale, cloruri, gen clorur de calciu sau Dastacom. Cu el putem, după ce trece iarna, în timpul verii, putem să curățim șanțurile, putem să trăim drajonii după marginea drumului, putem să curățim acostamentele, să tundă pur și simplu iarba pe acostamente. Are un echipament în dotare care se pot face gropile pentru tabele indicatoare, adică e un utilaj complet și complex. Această achiziție, ca și sumă de bani acoperitoare pentru ce putem să facem acum de județeni și mulțumitoare pentru noi. E datorată Consiliul Județean, drept pentru care mulțumesc Consiliilor Județeni și domnului președinte în mod special. Avem 5 mașini echipate pentru dezăpezire, 5 mașini și mărcile cumpărate sunt mărci de top, adică gama Mercedes și gama Caterpillar sunt vârful utilajelor pentru drumuri. În spatele meu se văd 5 auto echipate cu lamă sărăriță. După ce trece iarna, se dezechipează și vor fi folosite la reparațiile asfaltice. Vor transporta asfalt, au basculare pe toate trei părțile, în trei părți, adică aceste reparații vor fi făcute mult mai performant datorită ajutorului dat de aceste utilaje. În stânga noastră sunt utilajele cu care iarna facem dezăpezire și vara reprofilăm drumurile, că încă drumurile județene, noi avem aproximativ 1100 de kilometri. Din 1100 de kilometri mai sunt 250-270 de kilometri de drumuri balastate încă. Acele drumuri balastate, echipamentele din stânga noastră sunt specializate să le întrețină. Adică ne-am gândit la toată gama de operații care ar putea fi făcute încât să întreținem drumurile județene la un nivel mai ridicat ca până acum. Consiliul Județean Dolj intenționează ca începând din primăvară să reabiliteze drumul Ghercești-Ungureni. S-au asfaltat aproape 30 de kilometri de drumuri, acolo unde o altă firmă nu s-ar duce, adică nu face deplasarea o firmă pentru un kilometru sau un kilometru jumătate sau doi kilometri. Așa că s-au putut duce la Urdinița, la Brabova, s-au dus la Orodelu, la Călugărei, s-au dus la Secu, s-au dus la Murgaș, s-au dus în locuri în care oamenii așteptau unii de 100 de ani să se petreacă ceva și iată că s-a petrecut. În continuare îi vom ajuta și vă spunem aici, pentru că au tot fost discuții în ultimul timp, principalul obiectiv de care se vor ocupa începând din primăvară, de îndată ce va fi posibil, este drumul de la Ghercești-Ungureni. Este un drum care a fost făcut praf de cei care evitau cântarele pe drumul național și intrau pe acest drum al nostru, care n-a fost făcut în așa manieră să suporte mașinile de tonaj mare, și au trecut peste el, nu s-au opus nimeni n-a zis nimic. În acest moment s-a făcut praf și încercăm să-l reabilităm, să-l lăsăm să se taseze până în primăvară și imediat să putem să intervenim în primăvară pe el. Am avut în idee să facem o chestie și mai adâncă, în sensul să-i facem o proiectare și să-i facem o investiție mare, dar asta înseamnă că mai stăm încă 2 ani de zile și atunci am renunțat. Și cum această societate este administratorul tuturor drumurilor noastre, se apucă și îl face ca să nu mai stăm după licitații.